Bună dimineața! Închidem ușa mașinii. Bună dimineața și bun venit la o experiență tare dragă nouă. Mult dragă nouă, să vezi imediat despre ce este vorba, pentru că pentru azi și pentru vlogul de azi am ales... O experiență tare dragă nouă. O experiență tare dragă nouă. O să vii alături de noi la o degustare de vin și nu orice fel de vin. O să vezi că o să dăm detalii pe parcursul vlogului. O să mergem la două crame și o să degustăm mai multe feluri de vin. Este ora 11, așa că începem în forță de dimineață. Cred că până la 12 suntem beți, nu o să mai putem să mai facem niciun vlog. Vreau să spun, pentru că ai început că o degustare de vin, dar de fapt vor fi... Două degustări de vin, de mai multe de... vin. Hai! Prima degustare o începem la crama 1000 de chipuri. Nu știm de ce îi zice așa, o să aflăm. O să aflăm povestea imediat. Ah, dar nu am specificat cum de am ajuns noi într-o zi de duminică la ora 11 într-o cramă. Da, trebuia să începem cu începutul. Această experiență ne-a luat-o de pe platforma Get Your Guide. Am mai povestit noi despre ea în vloguri, dacă nu știți despre ce este vorba. Get Your Guide este o platformă online de unde îți poți rezerva orice fel de experiență oriunde în lumea asta. Sunt experiențe care pornesc la câțiva euro și ajung până la câteva mii de euro, în funcție de cât de mare e buzunarul tău. Să zic, potent financiar ești tu. Deci intri pe Get Your Guide acolo pe platformă, scrii, de exemplu, noi ne-am vrut o experiență care să înceapă din București sau în București. Intri pe Get Your Guide, scrii acolo la search București și îți afișează 15.000 de feluri de experiență pe care le poți avea în București sau cu plecare din București. Și așa cum am spus, încep la câțiva euro și ajung până la câteva mii de euro. Experiențe care pot dura câteva ore sau câteva zile. E funcție de, strict în funție de ce-ți permiți tu și ce-ți dorești în momentul respectiv. Și oriunde, așa cum am spus, oriunde în lumea asta. Lăsăm aici link-ul în descrierea videoclipului ca să intri să-ți iei și tu o experiență, iar noi mergem să degustăm vinul, că pentru asta am venit. A început deja activitatea. Ne-am așezat într-o grădină foarte, foarte drăguță, cu un decor așa înflorat, arată foarte frumos. Și am început deja să aducă pe masă paharele, observăm mai multe pahare, ceea ce înseamnă că va fi o degustare de mai multe tipuri de vin. Degustarea vine la pachet cu un platou cu brânzeturi. Avem și niște struguri acolo, avem și nucă. Și nuci. Și niște grisine. N-am mai mâncat din asta când eram copii grisine. Da. Avem și pentru Instagram, bineînțeles. Tu i-ai dat drumul deja? Am dat drumul, am crezut că începe. Poți să oprești și dai după aia drumul. Vetească albă. Probabil cum o vin. Eu sunt foarte curios de ce îi spune... Stai să opresc ăsta. De unde 1000 de chipuri? Trebuie neapărat să aflăm asta. Am aflat misterul. Credem că am aflat misterul. Pe această sticlă de fetească albă, a lui domnul Iordache, scrie așa: pentru noi, cei care azi ne bucurăm când degustăm această sticlă de vin, poate nu contează cine este autorul vinului, cine muncește via, cui a aparținut acel pământ. În semn de respect, am hotărât ca fiecare sticlă de vin să poartă numele și chipul persoanei de la care noi am achiziționat acest pământ. Deci, foarte poetic și foarte frumos. O să ne mai interesăm, dar probabil că de aici vine denumirea acestei crame 1000 de vinuri. Și uite, până ai Iordache aici, să trăiești. Mulțumim! Mulțumim, să vedem dacă e bun vinul la matale. Dar la ce vine 1000 de chipuri? E ce scrie pe sticlă? De la planta viței de vie, Vitis vinifera, există o singură plantă de viță de vie, din ea are și mai multe sortimente de struguri. Sunt mii de sortimente. Și a doua variantă este o metaforă, precum că fiecare om are dreptul la un pahar de vin. La primul pahar de vin are un anumit chip, de la al doilea pahar de vin, un alt chip și tot așa până la 1000 de chipuri. Ok. Bun. Deci nu era varianta aia pe care am spus-o noi, pe care am citit-o noi pe sticlă. Aceea este varianta romantizată. Da. Hai să punem varianta 3, că au 3 variante. Bun. Ok, am început cu un vin alb, fetească albă, soi românesc. În percepția noastră, în dealul mare, este un vin neutru, să spun așa, pentru că nu este foarte căutat. El este doar un soi cu o aciditate mai ridicată și cam atât. Nu cred că mai plecăm pe picioarele noastre de aici, o să vedem cum da bușile, cumva trebuie să ajungem acasă în seara asta. Ideea este că sperăm să reușim să ducem până la capăt toată treaba asta, ca să putem să povestim și ție, să vezi care este experiența și ce se întâmplă aici. Când, dacă începem să ne bâlbâim, scuză-ne, că de la treaba asta e, da? Ok, aici avem tămâiasă românească, la fel soi românesc,
foarte căutat în dealul mare, pentru că este foarte, foarte aromat. E foarte aromat. Da. Majoritatea din momentul când îl miros, am senzația să spună, domne, asta este un vin dulce. Da, pentru că asta era în percepția noastră acum câțiva ani, tămâioasă se vinifica în dulce. Am terminat cu vinul alb și avem un tub. Am avut două variante și acum trebuie să ne decidem care ne place mai mult. Varianta 1 fetească albă și varianta 2 tămâioasă românească, iar câștigătorul este... Câștigătorul este... tămâioasa, pentru că, surprinzător, deși are un miros un pic mai dulce, gustul fructului se resimte foarte puternic și ne face să alegem tămâioasa în varia. Dacă oamenii au 2-3 degustări, te faci prezentatoare de vinuri, o să ne schimbăm canalul, denumirea canalului, nu mai facem table, facem degustări de vinuri. Da, dar stai aici. Stai aici pentru că urmează... La băutură! Stai aici pentru că urmează să degustăm vinurile roze și să vedem cu ce ne va surprinde acolo. Ești de acord, nu? Are dreptate, are dreptate, da. Avem un prieten aici care miorului să o mângâiem. N-am băgat în seamă aici. Da. Ei, păi eu o să merg atunci să aduc și rozeul. Da. Deci trecem la roze. Încă am început să ne bâlbâim un pic, dar încă suntem ok să putem povesti despre treaba asta. Nu am povestit cum se întâmplă toată experiența asta. Deci tu practic intri pe platformă, îți alegi o experiență de acolo, Get Your Guide, ce vrei tu, unde vrei tu. În cazul nostru am ales treaba asta cu degustarea de vinuri. Vine șoferul, mașina, te ia de acasă. Te aduce aici la cramă, aici se întâmplă minunea, după ce... Nu mai poți târâși. Mă gândesc că ne ajută șoferul să ne urcăm în mașină târâși așa în cârcă, cumva, și te aduce înapoi acasă. Sau, mă rog, în punctul pe care, de unde vrei tu să fii preluat. Și... Ideea este că e activitatea pe care o poți face și în weekend. Nu este nevoie să-ți iei o zi de concediu, de exemplu. Nu este necesar să ai tu o mașină sau chiar dacă o ai, nu este necesar să o conduci. Pentru Bine. Că... poți beneficia de avantajul de a te bucura de experiența aceasta fără un stres în plus. S-ar putea, acum nu e nevoie să ții o zi de concediu pentru experiența asta, s-ar putea după experiența asta să trebuiască o zi ceva de concediu, acum depinde cât de mult îți plac vinurile la cramele unde mergi, s-ar putea după aia să ai nevoie de o zi de concediu, dar asta deja e o altă poveste. Așteptăm vinul roze. Nu s-a lăsat nici rozeul foarte mult așteptat. Să vedem ce poveste ne spune acest vin. Obținem boabele cât mai întregi, ele merg într-un tank de inox unde se presează singure prin propria greutate, după care mustul stă în contact cu această pulpă în jur de 24 de ore. E ceva de spus? Am luat o bucățică mică de brânză ca să curăț aroma vinului. Pentru a putea degusta următoarea. Încă mergem, sunt picioarele noastre, da? Deci mergem singuri, încă mergem. Avem paharele goale, deocamdată, și încă mergem. Vedem că suntem la jumatea degustării, vedem ce se întâmplă. Este prima cramă supra de la degustării. Momentan așa arată crama noastră. Urmează să mutăm bazinele în spate, unde se face, unde se construiește subteran. Dar și așa, fiecare bazin are temperatura controlată, avem două cilere mari undeva în spate care se și aud acum. Uh-huh. Fiecare bazin are câte o manta dublă de păstrarea temperaturii în interior, adică aceasta. Și vede temperatura. Da, noi setăm temperatura pe care o dorim de acolo de la cilere și fiecare bazin păstrează temperatura. A, și fiecare este individual setat. Aici e mai joasă temperatură. Trebuie să fie individual pentru că avem și vinuri albe. Aici avem 21 de grade. Aici avem 14 grade. Aici avem 15 grade. Deci le pot controla temperatura independent fiecărui recipient. Mulțumesc. Direct din container, din recipient. Nu mai ne punem jos aici, nu mai plecăm acasă. O,
Asta miroase foarte bine. Să mai vechi? Nu. Nu? Miroase că neagră. Foarte proaspătă, la fel de anul trecut, 2023. Foarte acidă în momentul acesta, pentru că deja a văzut cum a făcut acea acele bule. Miroase foarte bine. Asta și e mai închis așa pe pahar. Aolo, babule, care. Dar e acid chiar. Dar îmi place mai mult decât primul. Este mult mai bună. O să fie mult mai bună peste câțiva ani. Pentru că acum este foarte proaspătă. Vai, cât este de aromat! Wow! Da. Ne întoarcem cu paharul de primul de data asta. Eu l-am votat pe acesta, ca să se noteze. Mai avem totuși un vin de degustat. Similar votează pe ăsta pe locul 1. Eu, în momentul de față, pentru mine, rozeu e pe locul 1. Iar tămâioasa aia pe care am gustat-o alb și cu ăsta, cam locul 2. Nu mă pot hotărâ care dintre ele. Dar mai avem un vin, poate ăla va fi surpriza zilei. A fost o surpriză foarte plăcută. Da. Pentru că nu ne așteptam să ne placă atât de mult. Da, interesant. Ar trebui să fie regina acestui tur, nu? Era misiunea domnului. Am dreptate, nu? Unde ești? Unde ești? Am dreptate? Nu zic nimic, că nu vreau să văd din casă. Nu vreau să dau spoiler. Avem o regulă în familie. Nu dai spoiler niciodată. Trebuie să lași pe celălalt să simtă acea primă impresie. Fără influență. Ah, îmi place mirosul. E foarte cunoscut, probabil, pentru că se duce foarte mult spre zona aceea de Cireșea Mare, de Chine. Probabil că mi-ai băut vinul de genă și de aceea mi se pare cunoscut. Da, îți spun eu cu ce seamănă. Urară neagră de la Purcari. Nu? Curarea neagră de la Purcari seamănă la gust. Mie așa mi se pare că aduce. Dar e foarte bun. Ăsta e locul 1 pentru mine. Asta e suvenirul care vreau să-mi le iau acasă. Ce s-a întâmplat? Cine te-a supărat? Prietena noastră s-a supărat tu cineva acasă. Aaa, mai vine o mai vine o mulță și de-aia. Nu o certa, nu o certa, îi dau și ei. Nu o certa, nu o certa, eu. Aici pe teritoriul ei. Au urmărit-o. Facem topul. Văd că deja ești cu o sticlă de vin în mână. Câștigătoarea turului de la 1000 de chipuri este această combinație între Cabernet Sauvignon și tată și fiu cumva. Avem Cabernet Sauvignon și Cabernet Franc. Vinul se numește Intens Refințești, nu ne-a plăcut cel mai mult pe toate cele pe care le-am degustat aici la această cramă, pentru că mai avem în acest vlog încă o cramă de vizitat. Încă nu am terminat. Și costă, dar, am întrebat că costă 75 de lei costă o sticlă din asta de vin. O să ne luăm și noi una ca să plecăm cu un suvenir de aici. Da, pentru că n-ai cum să pleci fără un suvenir. Pe locul 2 este foarte bun acest roze, din punctul nostru de vedere. Și pe poză. Și pe locul 3 a fost tămâioasa. Da. Cu toate că noi nu prea bem vin alb, decât foarte rar. Preferăm vinul roșu sau vinul roze. Tămâioasa românească chiar a fost foarte bună. Mi-a surprins foarte plăcut. Este un vin foarte bun. Și deși știu că românii în general vinul alb îl beau șpriț ca să fie răcoritor de vară, șpriț și rozeu merge șpriț. 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 Da, dar nu cred că ai vrea să-l bei șpriț. Șpriț, șpriț, șpriț. Mergem să ne luăm o sticlă de vin, după care o să ne urcăm în mașină, iar șoferul desemnat pentru azi o să ne ducă la următoarea cramă, unde o să degustăm un singur vin, parcă am înțeles, ne alegem noi un vin. Un singur vin, da, va fi ceva... Bine, deja e suficient, adică după 6 degustări, 6 vinuri. Ce vreau să spun este că treaba asta cu șoferul desemnat, cred că este highlight-ul zilei, pentru că n-am fi reușit să... ne bucurăm de ziua asta la fel de mult dacă ar fi trebuit să conducem, evident, pentru că n-am fi băut. Scuză-mă că te duc, prietena noastră, supărată că a venit muța aia să ia mâncarea. Și că filmăm și noi aici un vlog. Hei! Gata.
Deci e șoferul de semnal, dar foarte bună treaba asta cu vinul. O altă variantă este să-ți iei aici, să vii să bei și să rămâi aici peste noapte. Na. Dar noi credem că chestiile astea de pe Get Your Guide sunt super ok. Vine, te ia de acasă, la hotel, de unde vrei tu, te duce, bei vin, n-ai nicio grijă, mașină, chestii, trestii, te duce înapoi. Practic, beneficiezi de toată ziua asta, te bucuri de o zi, de weekend, că poate de multe ori ne-ați întrebat cum de aveți atâtea zile să vă plimbați, atâtea zile de concediu. Nu avem atât de multe zile de concediu, dar pur și simplu ne profităm de fiecare zi liberă. O zi de weekend e o zi liberă, vii, te-ai bucurat, te întorci acasă și mai încă o zi de care să beneficiezi. Poate să faci altă activitate, poate să, nu știu, să te odihnești sau să... Ăsta este un exemplu despre cum poți să-ți petreci o zi în apropierea orașului tău, pentru că tururile astea Get Your Guide, așa cum am spus, nu se fac doar din București, se fac din toată țara și din toată lumea. Adică exact. O zi, beneficiezi de o experiență de o zi sau de mai multe zile, cum spunea și Simina la început, fără să bătăi de cap, fără nimic, ai un ghid care se ocupă de tine, care te duce colo-colo, pentru că la fel ne scrieți foarte mult și ne întrebați cum să fac chestia aia, că mie mi-e teamă să merg singur acolo, că cum să fac. E, uite, pentru asta e Get Your Guide, nu trebuie să fie teamă de nimic, nu trebuie să te ocupi tu de nimic, tu doar îți rezervi experiența de care vrei să beneficiezi. Foarte mulți ne scrieți, de exemplu, despre safariul nostru pe care l-am făcut în Dubai și v-am dat multora dintre voi linkul acestui safariu pe Instagram, pentru că ne-a scris. Și la fel și acolo. Vine ghidul, el se ocupă de tot. Te ia de la hotel cu mașina, te duce, se întâmplă toate treburile alea prin deșerte, prin cu ATV-ul, te mănânci la camp, campul ăla unde se dansează din buric și cu flăcări. Singura ta grijă, practic, este să te îmbraci corespunzător, adică să fii confortabil, să-ți iei, nu știu, o pălărie sau o loțiune de soare în funcție de mergi. Și atât, și în rest se ocupă ei. Deci asta, despre asta este vorba legat de activitățile astea de pe Get Your Guide, pentru că le poți face oriunde în lumea asta, nu trebuie să-ți bați capul cu nimic, începi de la câțiva euro și ajungi până la câteva mii de euro în funcție de bugetul pe care îl are fiecare. Și nu uita că dacă vrei să... nu știu, să beneficiezi sau ești curios și vrei să vezi ce activități poți face, noi oricum o să lăsăm în descrierea vlogului linkul către platforma Get Your Guide. Intră, uită-te, dacă îți place o activitate, rezervă, dacă nu și vrei doar să-ți iei niște sfaturi de acolo, profită de ele, adică bucură-te pur și simplu. Mergem să luăm sticla de vin și mergem către următoarea destinație de pe lista noastră de azi. Aici câteva dintre soiurile de vin pe care le au pentru vânzare. Și pe aici, dacă vrei. Sau poți intra pe site. Site-ul e undeva pus aici. Cum se numește site-ul? 1000 de chipuri. 1000 de chipuri. Deci poți să intri pe site-ul 1000 de chipuri să-ți comanzi de acolo o selecție mai mare decât noi acum. Care? Și dacă vrei să rămâi peste noapte aici, deci tarifele, poate te să rămâne. Poate te obosesc atâtea soiuri de vin și vrei să rămâi peste noapte. Alea sunt prețurile, 1000 de chipuri în zona Urlați, Prahova. Te invităm să vii să le faci o vizită. Nu avem nicio combinație cu ei, dar chiar ne-a plăcut foarte tare prezentarea asta. Mergem la mașină, aparent suntem încă ok pe picioarele noastre, credem noi. Pupile, nu sunt atât de convinse. Vorbim un pic... Da, am plecat cu un suvenir și asta este tot ce contează. Vorbim un pic, ne bâlbâim un pic, dar na, asta este. De minute mai târziu am ajuns și la... M-am bătat. Următoarea cramă și următoarea oprire a noastră pentru ziua de azi se numește... Velvet Winery. Suntem la vinăria Velvet. Și peisajul de jur împrejur, vai, parcă dintr-o poveste, atât de verde, atât de frumos. Noi am fost la un concurs de alergare acum vreo 2 ani de zile în zona asta la... s-a ținut partea de campare și startul și finishul concursului a fost la ferma dacilor, ferma care acum vreun an de zile a luat foc. Foarte, e superbă zona aici, oricum. Superbă, superbă. Deci, dacă ai drumul în zonă, fă o pauză aici pentru că merită. Ia uite cât de frumos, ce frumos e piverișa de aici. Ia uite.
foarte frumoasă zona. Și vii cât vezi cu ochii, uite. Cât vezi cu ochii. Foarte frumos. Da. Deci dacă ai drum pe aici prin zonă, chiar dacă nu vii să participi la degustări, măcar oprește să te bucuri de privire, să-ți cumperi o sică de vin de aici, de la vinerile astea din zonă, pentru că merită, merită. Uite, au și oameni și de aici, au un program pentru magazinul în care vând, la care vând vinuri. Indiferent ce cramă alegi, trebuie să vii aici, pentru că arată wow. Simina s-a apucat de muzică și va interpreta balada a șaptea de Beethoven, la minor și ce senior, do re mi fa sol la si. Chiar este un pian care cântă. Da, e surprinzător cântă pian. Cum se numește această melodie cu care ne încânt? Se numește Fabrica de Amintiri. Numește, dați un follow. Se numește Balada Bețivului. Nu merg toate clapele, dar arată foarte frumos. Dar așteptăm degustarea de vin, zic. Am descoperit că trandafirii nu sunt doar niște flori absolut superbe. N-am descoperit noi, de fapt, nici Google nu ne-a spus. Dar am aflat că, de fapt, au și un rol secundar atunci când vine vorba despre această viță de vie superbă. Ele sunt mai sensibile, pentru că și arată ca fiind mult mai sensibile. Iar în momentul despre în trandafiri care vorbim. Ei sunt mai sensibili. Evident, Simina. Am arătat către ei. În momentul în care, nu știu, un rădător, să le spunem așa în ghilimele, ar dori să afecteze vița de vie, trandafirii ar fi primii care ar da un semnal de alarmă că ceva se întâmplă, astfel încât cei de aici pot să intervină mult mai repede să protejeze vița de vie. Lucrul ăsta l-am aflat de la șoferul nostru care ne-a dus aici, care este și ghidul nostru printre vii pe aici. Și de asemenea ne-a mai spus că, uite, și între vii un rând este, vezi, drept așa, și un rând are șanțuri, pentru că practic aici rândul ăsta e lăsat pentru lucrători, iar pe aici intră mașinile agricole care lucrează la vie. Uite, și în partea asta la fel, vezi, rândul pentru lucrători și rândul cu șanțuri pentru utilaje. Trandafirii, miros? Vino și miroase pe când trandafirul ăsta. Deci nu pare real că poate să miroase atât de frumos. Wow. Foarte frumos și e liniște, așa e, nu știu, te cuprinde așa o liniște interioară, pentru că aici se aud doar păsările, practic. E și într-o vale, suntem într-o vale cumva și n-a nici o seaua de aici de sus, nu e foarte circulată și oricum aici nu se atănează toate zgomotele, nu mai sunt zgomote și de-aia. Foarte frumos. Aici ne-am ales un loc un pic mai romantic, cred că putem spune. Și un vin ne-am ales. Și că eu asta vreau să spun, că ne-am ales un vin. Opa. Cea de-a doua degustare, sau mă rog, locul pentru crama. A doua degustare, cramă pentru a doua degustare, în pachet are un singur tip de vin. Un vin, sunt mai multe, au mai multe pachete aici. Ce am rezolvat noi de pe Get Your Guide este aici un singur vin pe care ți-l alegi tu, oricare dintre vinurile pe care le au ei. Îți prezintă o mică poveste despre fiecare și acum vei fi surprins de rezultat. Și am ales să stăm, pentru că poți să stai și acolo pe terasă, este foarte drăguț, amenajat. Doar că, na, e o terasă, noi am vrut să fim cumva un pic mai în natură și ne-am ales această salcie. Avem două scaune dintre astea rustice din paleți construite, o masă tot din paleți construită și o să stăm aici să degustăm paharul de vin magic, pentru că chiar se numește magic sticla de vin. Am rezolvat și vinul ăsta a fost bun. Mergem spre casă, ne urcăm în mașină și mergem spre casă și tragem concluzii de acestui tur oferit de Get Your Guide imediat ce ajungem acasă. E bine, am ajuns acasă, ne-am demachiat, cum mi-a zis Simina să zic. Ne-am odihnit puțin și Simina, pe mine îmi filmează, bă, nu face așa cu camera. E de la vin. Ține camera mai spre mine, așa, mai așa. Așa. Suntem bine acum?
De la vinie, ok. Deci am ajuns acasă, ne-am demachiat, ne-am hlizit, ne hlizim în continuare, dar o să tragem concluziile legate de ziua de azi. Dacă recomandăm genul ăsta de experiență, ce a fost ok, ce n-a fost ok? Păi, asta sunt întrebările pe care le-am pus noi. Păi, a fost super ok experiența. Ce credem noi că a lipsit a fost ceva mâncare, nu? Zic rău? Da, deci cred că ar fi fost ok cu un prânz, ceva, ar fi fost mult mai ok. Sunt mai multe experiențe de genul ăsta pe Get Your Guy, că căutați din punctul nostru de vedere, că noi vă recomandăm să căutați una care e și cu mâncare, unde vă dau și mâncare, ca să nu fie vinul doar așa cu un pic de brânzică. Cui se adresează genul ăsta de experiențe? Iar ne gândeam pe drum venind încoace. Păi, cred că tuturor și poate mai mult celor care le teamă să meargă singuri într-o călătorie sau să încerce singur ceva, pentru că aici nu trebuie să mai faci tu griji, poftim? Cărora, am zice cărora, da, m-am luat cu viteză. Cărora le e teamă să meargă singur, să încerce chestii singur, pentru că aici practic nu trebuie să-ți faci grijă de nimic. Ai intrat pe Get Your Guide, ți-ai rezervat experiența pe care o vrei tu și mai departe e altcineva care se ocupă de toate chestiile care sunt necesare ca tu să te simți ok. Cam despre asta a fost vorba în vlogul de azi. Mai avem încă două experiențe oferite de Get Your Guide. În următorul vlog o să vezi cum poți, în ce mod inedit poți, cum se spune, vizita București, descoperi Bucureștiul. Iar al treilea vlog o să fie o surpriză pentru tine, așa că dacă nu te-ai abonat până acum, trebuie să o faci neapărat. Apasă și butonul de like dacă îți place ceea ce facem. Lasă-ne și un comentariu, spune-ne ce părere ai despre turul ăsta. Vino și pe Instagram, vino și pe Facebook, Fabrica de Amintiri, suntem și acolo. Până data viitoare! Salutare!